Importul grâului, porumbului și a semințelor de floarea soarelui în Republica Moldova va fi în continuare permis în baza unei licențe eliberate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Decizia a fost aprobată de Comisia Situații Excepționale. Astfel, CSE a decis prelungirea măsurii pe un termen de 3 luni. Autoritățile consideră că în așa mod vor menține pe piața internă un preț sustenabil a cerealelor din punct de vedere economic. În acest sens, eliberarea a licenței de import poate fi depusă de o persoană juridică sau fizică care desfășoară activități economice de fabricare a uleiurilor și grăsimelor, a produselor de morărit, preparatelor pentru hrana animalelor de fermă sau creșterea animalelor. Solicitările vor fi examinate de către o comisie constituită de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Licența pentru importul cerealelor în Moldova a devenit obligatorie în octombrie 2023. Autoritățile anunțau că măsura are scopul de a proteja producătorii autohtoni.